Bună găsit, doamnelor, domnilor, la noua ediție a emisiunii Radiografia Zilei, la un nou subiect de discuție și, evident, la o nouă temă. Astăzi vă prezentăm un subiect foarte interesant, pentru că suntem implicați deopotrivă cu toții în ceea ce înseamnă traficul rutier și legat de traficul rutier, legat de călătoria cu mașina și de necesitatea noastră de zi cu zi, automobilul. Ieri a avut la Constanța loc deschiderea unei campanii care își propune promovarea unei conduceri a automobilului în siguranță. Mai concret, își propune această campanie să aducă la cunoștința celor care încep să conducă, celor care conduc și celor care sunt tentați să guste din alcool, înainte să arcă la volan, pericolul consumului de alcool. Campania se intitulează Stop Alcool la Volan și a fost demarată de către doi temerari psihologi care au un impact și, bineînțeles, o activitate de foarte mult timp în spațiul public. Se implică în ceea ce înseamnă campanii de informare împreună cu Serviciul Poliției Rutiere Constanța, deopotrivă o instituție a sistemului administrativ românesc, iată Poliția Rutieră, Serviciul Poliției Rutiere Constanța și parteneriatul privat de data aceasta, în care doi psihologi sunt parteneri în această campanie. Știm foarte bine că alcoolul face foarte multe victime, cel puțin noi românii suntem într-un loc fruntaș, într-un top trist al accidentelor și al morților pe șosele. În Europa suntem aproape pe primul loc. Nu alcoolul este cauza principală, dar alcoolul rămâne una dintre cauzele principale a accidentelor la volan și, bineînțeles, el este precum o armă, pentru că mașina, la rândul ei, este o armă pe care, dacă nu știi cum să o folosești, se întoarce împotriva ta. Discutăm despre campanie, discutăm despre efectele alcoolului, despre educația noastră la volan. Pe parcursul acestei emisiuni, cu invitații mei, este vorba de conferențiar universitar dr. Mihaela Rus, psiholog și, în același timp, Simonca Ionel, psiholog, de altfel specializat pe psihologia transporturilor și pe psihologia rutieră. Cei doi invitați ai mei au o intensă activitate și foarte multă experiență pe ceea ce înseamnă siguranța circulației, nu doar rutiere, dar și cea feroviară. Și astăzi vom alege să vorbim despre această educație rutieră și modul în care mergem cu mașina. Bună seara, doamna Rus, bună seara, domnule Simonca, mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți aici în studioul emisiunii Radiografia Zilei și vă felicit pentru această campanie, pentru inițiativa pe care ați avut-o în a demara acest parteneriat, să spunem așa, public-privat. Bună seara, bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, într-adevăr, este o campanie, așa cum ați prezentat-o, de informare și promovare a atitudinilor responsabile în trafic. Dorim prin această campanie să sensibilizăm opinia publică referitor la ceea ce înseamnă dezvoltarea unor comportamente dezirabile în trafic și implicit de a încerca să reducem cât mai mult acest consum de alcool la volan, așa cum a spus. Practic, logo-ul campaniei este alcoolul la volan este un accident, pentru că vrem să considerăm că alcoolul la volan este un accident. Sigur că da. Domnule Simonca, cum s-a născut ideea aceasta a campaniei? În primul rând, din realitatea transmisă zi cu zi de presă. Doar că, suplimentar față de ce vedem în fiecare zi la presă, nu vedem dramele ulterioare momentului zero, Sigur. acel transmis de presă. Și de aici a plecat și ideea unei campanii, de aici și ideea unui mesaj de impact. Și ați văzut acele sticle. De alcool. De aici au plecat și oarecum pot să spun că dintr-o datorie profesională, consider că după atâția ani în care profesăm în domeniul psihologiei transporturilor și psihologii nu au reușit încă să fie proactivi și să aibă campanii de prevenție mai mult decât de evaluare psihologică și de a constata anumite trăsături, cred că e timpul să ne implicăm mai proactiv
în campanie de prevenție. Am înțeles. Plecăm de la o situație tristă și, bineînțeles, o situație care, într-o anumită măsură, ne poate alarma. Spuneam că suntem pe locul 1 în Europa la decesele petrecute pe drumurile publice sau produse sau întâmplate pe drumurile publice și suntem într-un top fruntaș pe locul 5 în lume la în țările care au cei mai mulți consumatori de alcool la volan. Dimineața, astăzi, în Constanța, chiar a și avut loc un accident destul de grav, petrecând pe fondul consumului de alcool. Acel conducător mergea pe la 6 dimineața, pentru că a consumat alcool multe ore înainte să urce la volan. În timpul nopții a lovit o mașină unei firme de pază și protecție și a intrat într-un stâlp, într-un scuar undeva în zona Dacia. Avea o alcoolemie foarte mare, în jur de 1,30 la mie pe alcool testul acela, așa au prezentat agenții de poliție care au mers la fața locului. Și mai mult decât atât, avem în fiecare zi, dacă ne uităm doar pe mass media, fie televiziune, fie presă, vom vedea că în anumite orașe din țară se produc accidente grave datorită consumului de alcool sau pe fondul consumului de alcool. Cum credeți că se ajunge aici? Există o lipsă de educație a românilor sau românii nu sunt conștienți de efectele nocive pe care alcoolul le are? Ce se întâmplă? Suntem noi așa de pasionați de alcool încât nu putem renunța, deși noi știm că avem probleme grave. În primul rând, știm că de la 0,80 alcoolemie în aer expirat, avem caz penal. Ne se întocmă și un dosar până mergem la închisoare. Da? De la 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. Pur în sânge. Am greșit eu. Mă rog, termen biologic. Da, lipsa de educație, dar mai precis de educație rutieră, poate să fie o cauză, dar asta nu înseamnă că este singura cauză acestui fenomen. Încercăm prin, așa cum am spus, prin această campanie să promovăm, practic prin educație, acele atitudini responsabile în trafic și vorbesc aici de responsabilitate pe două paliere. Pe de o parte vorbim de responsabilitatea vis-a-vis de propria persoană, da? Eu ca individ participant la trafic trebuie să fiu în siguranță și să asigur siguranța celorlalți. Prin urmare, eu trebuie să conștientizez că ingerarea de alcool înainte de a mă urca la volan este o problemă, da, pentru mine și pentru ceilalți. Pe de altă parte, vorbim de o responsabilitate sau de o responsabilizare socială, pentru că în mașina mea se pot afla și alte persoane față de care eu devin responsabil și cărora le pun viața în pericol. Exact. Și atunci, practic, este vorba oarecum de o educare, dar vorbim și de informații transmise și de impact. Așa cum spuneam, imaginile pe care le-am ales pentru a promova această campanie sunt imagini de impact, tocmai pentru ca acest vizual să fie prelucrat și pentru ca a sensibiliza participanții la trafic. Din punct de vedere a ceea ce a spus dumneavoastră referitor la educație, vorbim de educație rutieră și această educație rutieră practic se targetează sau încercăm să o targetăm pe populația de școlaritate mică. Vrem să atragem atenția autorităților și celor responsabili că este necesar ca încă din mica copilărie să se facă această educație, să copiii să primească această informație, astfel încât modul în care ei prelucrează cognitiv aceste informații să se reflecte ulterior în comportamentul lor de adulți. Orice comportament știm că este învățat, da? Este modelat social și prin urmare, odată ce ai informația corectă, vei modela corect comportamentul ulterior. Mai mult decât atât, copiii care își văd părinții consumând alcool și ulterior urcându-se la volan, preiau un model și consideră, pentru că această putere exemplului are un foarte mare impact în perioada de creștere, așa cum vă exprimați mai devreme și cum descriați această evoluție a individului. Atunci copilul văzând, fie că este fetiță, fie că este băiețel, văzând că tatăl sau mama după ce au consumat alcool sau alcool la volan, spun că este normal, pentru
lângă ei copiază identic comportamentul părinților. Domnule Simion, hai să descriem puțin ce se întâmplă la nivel psihosomatic și psihomotor. În momentul în care noi consumăm alcool, coeficientul sau gradația sau, dacă vreți, imbibația de alcool în sânge este direct proporțională cu ce? Sau invers proporțională cu ce anume? Ce se întâmplă, de fapt, cu mentalul nostru când noi consumăm alcool și în momentul în care încă la volan nu mai avem aceleași reacții, pentru că totuși mașina presupune foarte multă atenție distributivă, orientare, evaluarea situațiilor și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, aș dori să preiau și să întăresc ideea doamnei Rus atunci. Emisă, și anume comportamentele noastre și în mod special și cel din trafic, că suntem conducători auto, că suntem participanți la trafic într-un alt mod ca pasager, pieton, sau, sunt comportamente învățate. De aici aș vrea să plecăm. Am învățat să facem asta și e antrenat, escaladat și condiționat social într-o bună măsură. Adică învățăm, exact cum ați spus, după modele. Nu aș vrea să accentuăm foarte tare că modelele sunt doar cele parentale. În copilărie, da, sunt modele parentale. Ulterior, s-ar putea poate și din cauza să zicem, a lipsei de timp, de disponibilității părinților să se ocupe, mai ales înspre adolescență, preadolescență, modelele se schimbă. Și atunci începem să învățăm prin modele sociale la care ne raportăm. Comportamentele din acel moment... Cât de important este anturajul în ecuația aceasta? Foarte important. Foarte important. Adică la el ne raportăm, acolo tindem să ne validăm public și comportamentul și consumul, în principiu, pentru că de asta vorbim, consumul de alcool și ulterior conducerea autovehicului sub influența băuturilor alcoolice, e o formă de validare socială. Tinerii și adolescenții, în mod special, doresc să arate ceva, doresc să facă bravură. Am înțeles, da? Am înțeles. Și de aici se escaladează. E un model de impunere, să spunem așa, și de exact. Exces cumva în a atrage atenția prin modul acesta, din păcate negativ. Din păcate nu anticipăm riscurile și am să vă spun de ce nu anticipăm riscurile. Din experiența de cabinet, cred că am putut constata că de cele mai multe ori și reproduceau conducători auto care veneau pentru redobândirea permisului de conducere, da? De cele mai multe ori comportamentul este escaladat. Nu a fost surprins în trafic de cele mai multe ori prima dată. S-a întâmplat din aproape în aproape, din simplu motiv că feedback-ul despre noi a fost că putem să facem. Nu exagerez dacă intuitiv spun că aproximativ jumătate din cazurile care veneau pentru redobândirea de permis nu au fost surprinse de echipajele de poliție în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Cum s-a întâmplat? Au avut accidente? Exact. Și în urma accidentului s-a depistat, s-a descoperit că de fapt băuseră. Să spun între ghilimele, nu au fost prinși de poliție, au fost prinși de contrasens, pietoni de pe trotuar, stâlp, șanț. Și alte, mă rog, alte obstacole. Da? Alea au dus în final la un accident și de cele mai multe ori accidente grave. Am înțeles. Insist acum să explicați și dumneavoastră, doamna Rus, și dumneavoastră, doamna Simionca, în modul în care noi ne transformăm. Ce se întâmplă la nivelul nostru psihic în momentul în care consumăm alcool și ce se întâmplă, de fapt, direct proporțional cu imbibația, creșterea gradului de imbibație alcoolică în sânge. În momentul în care... Ca telespectatorul să-și dea seama, de fapt, unde este marele pericol sau pericolul major. În prima fază apare starea de euforie în care tu ești cel mai puternic, cel mai mare și poți să faci orice, în care crește brusc așa stima de sine și ești demonstrativ și vrei să demonstrezi că poți să faci orice. Și să-ți consumi și frustrările acumulate în anumite... Da, să te validezi tu ca persoană în socialul, în mediul social respectiv, grupul de prieteni sau depinde în ce conjunctură socială te afli. Însă această stare de euforie este conexată cu ceea ce înseamnă o slabă putere de control, practic controlabilitatea comportamentală, controlabilitatea comportamentală scade, da?
Practic, tu crezi că ești cel mai, cel mai puternic, că în acel moment poți să demonstrezi dacă poți de toate, dar, de fapt, tot ce înseamnă comportamentul tău, modul în care tu percepi ceea ce se întâmplă în jurul tău, în trafic, modul în care prelucrezi informațiile care îți vin din trafic, toate aceste elemente vor fi afectate. Și în momentul în care îți apare o problemă, exact cum spunea domnul psiholog referitoare la apariția unui obstacol, este foarte greu să eviți acel obstacol și implicit se produce accidentul. Da? Deci starea de euforie este ok, ne îndeamnă să facem astfel de comportamente, dar din păcate la nivelul creierului se schimbă chimismul și acolo practic se sunt afectate procesele senzoriale, perceptive și implicit probleme legate de autocontrol și mai mult. Deși avem clar deprinderi învățate, automate de a conduce și nivelul deprinderilor poate fi afectat, pentru că este clar, alcoolul diminuează controlabilitatea. Acum depinde de cantitatea de alcool ingerată. Clar, de tipul de alcool? De tipul de alcool, de cantitatea și de modul în care de starea biologică a celui care consumă, exact. Constituția, da, dacă factori care intervin. Da, sau dacă asociază alcoolul cu alte substanțe, pentru că aici vreau să punctez faptul că de cele mai multe ori în cluburi, da, unde se consumă tot felul de substanțe, substanțe, dar și alcool în special, se întâmplă să existe și această asociere dintre substanțe și alcool. Domnule Simionca, vrea să completați? În forme, să zicem, în cantități foarte mici, da, produce euforie și produce o dezinhibiție a comportamentului. În acel moment începem să nu mai intuim anumite riscuri. Din acest punct de vedere, deteriorările nu semnificative în cantități foarte mici la nivelul funcțiilor cerebrale, dar pe termen lung și în consum accentuat devine cronic. Deteriorările psihomotorii ale conducătorului auto devin irreversibile. Deci chiar dacă noi nu-l surprindem în trafic sub influența băuturilor alcoolice, dar este un consumator regulat de alcool, apar deteriorări severe. Am înțeles. Rog pe colegii mei din regie să afișeze numărul la care puteți suna și rog pe cei care acum ne privesc, dacă au avut anumite incidente în trafic, dacă știu anumite cazuri grave, să intervină și să sune, să intre în discuție cu noi. Vreau să vă confirm și eu că sunt împotriva consumului de alcool, chiar aș merge mai departe decât suspendarea pe 90 de zile și oricum după caz, în funcție de gradul de alcoolemie pe care îl pot vedea cei de la recoltarea probei biologice, eu aș merge mai departe, aș merge pe anularea permisului de conducere. Alcoolul, din punctul meu de vedere, este cel mai mare dușman al celui care conduce. De ce? Pentru că, exact cum vorbeați mai devreme, dumneavoastră prezentați cazuri, nu e doar cel implicat, cel în cauză, cel care conduce. În jurul lui, el merge undeva într-un moment concret, social, unde oamenii sunt pe stradă, circulă în alte mașini. Avem foarte, foarte multe, foarte mulți factori care intervin și foarte multe persoane care sunt puse în pericol. Avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog! Bună seara! Vă rog! Eu vreau să spun că cei care beau la volan, pur și simplu, guvernul nostru și cu parlamentul, ea le-a dat voie să suie la volan bez. De ce spuneți asta? Pentru că totuși codul rutier nu prevede consumul de alcool legal și îl este prohibit, adică în momentul în care conduci sub influența băuturii, adică până la o anumită imbibație alcoolică, până la un anumit grad de imbibație, se suspendă. Dacă treci de acea imbibație, este caz penal și se anulează permisul.
De ce credeți că le-au dat cei din guvern și din parlament dreptul să conducă? La ce vă referiți? Eu cred că trebuia pe loc să se ia mașina și pușcărie. Păi oricum, pușcărie există, pentru că în momentul în care depășești imbibația alcoolică, atunci dosarul penal și instanța te poate condamna. Dacă l-ai găsit la aproape în colma alcoolică, putem să-i spunem 15 ani, că el e un criminal, e un kamikaze. Da, este un kamikaze, sunt de acord cu dumneavoastră. În schimb, mașina e o problemă mai complicată de confiscat, pentru că ea este o proprietate a cuiva, iar prin Constituție proprietatea se garantează și atunci e o problemă destul de delicată dacă discutăm la nivel juridic. Și o să vedeți că în momentul în care s-ar lansa o asemenea temă în spațiul public, ar fi opinii pro și contra. Dar e suficient ca acela care este prins la volan sau săvârșește un accident în momentul în care este beat, să nu mai poată lua permisul niciodată. Eu cred că asta ar fi cea mai dramatică sancțiune sau pedeapsă. Eu să vă spun o chestie. La englezi, dacă n-ai asigurare, te dai jos din mașină, talonul, și te duci să-ți plătești. Dacă nu, până atunci, mașina să fie pe o platformă. Platformă, da, exact. Ca să aibă garanția că vei plăti asigurarea, care e destul de consistentă. Cu familia, cu nu știu ce. Ați avut vreun accident? Cunoașteți pe cineva? Ați fost implicat într-o acțiune din aceasta, să spunem, nefericită? Nu, dar am fost odată într-un restaurant, 4x4, nu era mare, club. O gașcă de 5-5, toți cu permis, mașina la... În fața restaurantului? Da, în fața restaurantului, cu botul până nu și-a restaurantul. Așa? Până așa, la o cofetărie a fost așa. Și să suia băieții, bea două, trei, pac, să suia la volan, pleca. Făceau o tură, reveneau? Da, cu voi plecați. Ce faceți? Puteți să omorâți oameni pe stradă. S-a uitat la mine, era pregătit de luptă. Am înțeles. Din păcate, asta este atitudinea multora dintre tineri. Nu aveau mașini periculoase, erau niște mașini de 1000 de euro, niște rable, dar își dădea niște nazuri și nu știu. Da, dar acele rable, să știți că sunt pe șosea adevărate proiectile, sunt arme în sine. Mai pericol. Sunt arme în sine. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și să conduceți prudent, să nu beți la volan. O seară frumoasă vă dorim. Iată, intervenția unui telespectator care până la urmă își dă seama de pericol și a evocat un caz pe care de foarte multe ori noi le putem vedea. Vorbim, eu cel puțin vorbesc cu lucrători din poliție care ajung la noi la televiziune, pentru că vin în diferite emisiuni și sunt alarmați de cazurile pe care le descoperă în trafic și în cazul alcoolului, dar fără permis de conduce, cu permisul anulat, cu grave defecțiuni la sistemele de siguranță ale automobilului, adică oameni care conduc într-o stare de inconștiență și, exact cum spuneam mai devreme, mașina este precum o armă. Dacă nu știi să o mânuiești, să poți să o asiguri, acea armă te va omoră, cum s-a și întâmplat, la fel și mașina, nu știi să o stăpânești. Eu conduc de foarte mulți ani, sunt pasionat de automobil, sunt pasionat de motocicletă, e o pasiune, să spunem așa, e un mod de viață, dar niciodată nu am băut și pot să spun, vă spun sincer, nu o spun așa din dorința de a mă da mare. Nu, n-am băut niciodată și m-am urcat la volan. Eu de regulă nu prea beau alcool, consum alcool în rare ocazii și conduc cu prudență, nu mă hazardez. Încerc să respect, să am o educație în trafic. Din păcate, la noi, în România, nu există o educație a drumului public, o educație a traficului rutier. Toată lumea crede că poate face orice în trafic și e crunt cum vedem oameni educați care se transformă la volan. Mergem mai departe, vă rog. Da, mă gândeam la ceea ce a spus telespectatorul nostru legat de atitudinea pe care el a avut-o. El a avut o atitudine corectă, că, mă rog, a sesizat faptul că ei se urcă la volan, dar cred că în acel moment trebuia să sesizeze și instituțiile implicate. Nu face nimeni asta. Dumneavoastră nu o face, nimeni. Face, dar nici trebuie să învățăm dumneavoastră... să facem. Noi spuneam, nu, să nu-i facem rău, lasă-l în pace și aici suntem complici. Exact. Suntem complici de pericol social. Asta vreau să spun, pentru că efectiv suntem complici acestei situații sociale și această campanie, așa cum ați precizat de la începutul emisiunii, are un parteneriat public-privat.
Un parteneriat public-privat în sensul că noi ca și psihologi am sesizat existența acestui fenomen și am analizat-o din punct de vedere al cauzalității și al implicațiilor psihologice pe care acest fenomen le poate avea. Pe de altă parte, era clar că în această campanie nu puteam să fim singuri, pentru că a trebuit să atragem aceste instituții și mulțumim pe această cale partenerilor noștri în Constanța, poliția... Vorbim și de parteneri imediat, da, în partea a doua emisiunii. Poliția rutieră, poliția locală și în Bistrița o să prezinte colegul meu. Problema este legată de faptul că foarte des am fost întrebați dacă credem că cu această campanie rezolvăm problema. Nu ne-am dorit, în primul rând. Scopul campaniei noastre nu este de a rezolva în totalitate sau de a eradica problema consumului de alcool la volan. Deși este de dorit acest lucru. Este de evident, dorit, evident. Dar asta nu este targetul nostru. Targetul nostru este să atragem atenția că acest fenomen există, să încercăm să sensibilizăm și autoritățile, pentru că am vorbit de sensibilizarea populației, dar și autoritățile, să intre în acest parteneriat și să începem să lucrăm pe diferite planuri. De exemplu, legat de ceea ce spuneam de educația rutieră, inspectoratele școlare județene, Ministerul Educației să se implice în alocarea unor ore de educație rutieră în școli. Pe de altă parte, așa cum spuneați, este foarte greu ca poliția rutieră să identifice pe toți care consumă alcool în trafic. Este aproape imposibil. Dar în momentul în care depistez că acest fenomen devine agravant, ai putea să faci altceva. Ai putea să faci un proiect legislativ prin care înăsprești aceste pedepse, astfel încât el să nu creadă că poate să promoveze acel comportament fără să existe puniție sau fără să existe pedepsă, ci că în momentul în care are acel comportament, el poate să fie pedepsit cu ani de închisoare. Din păcate la noi există și o cultură din aceasta în opoziție cu agentul de circulație, foarte mult, cel puțin tinerii și cei de vârstă activă îi văd pe polițiștii rutieri un fel de dușman. Nu, eu am văzut de foarte multe ori că atunci când apare poliția rutieră se disciplinează imediat cei care conduc și încă o dată insist, noi nu avem o educație pe șosele, nu avem o educație rutieră, nu știm să ne ajutăm între noi, nu știm să facem cumva o concesie. Da, foarte bine, mă rog, nu văd că nu poate intra, îi dau voie să intre. La noi nu se întâmplă lucrurile acestea, dimpotrivă, există un tip de conducere agresiv, un limbaj obscen și de foarte multe ori agentul de circulație, fie el subofițer sau ofițer, este cel care pe noi ne urmărește și este dușmanul nostru. Din păcate, asta e cultura. Și de foarte multe ori nu se discută public de atitudinea celui care conduce mașina vis-a-vis de lucrătorii din poliția rutieră. Domnule Simion, că v-ați confruntat cu situații din acestea grave, cei care veneau pentru a obține acest aviz psihologic și erau a doua, a treia oară cu caretul suspendat. Ce fel se comportau? Ce spuneau despre polițiști? Din păcate, pentru avizul psihologic nu vin după după suspendarea permisului. Ei vin după ce s-a anulat permisul. Aici probabil că ați ridicat o problemă. Circumstanțele agravante și repetabilitatea comportamentului. Dacă l-am depistat în trafic odată chiar cu alcoolemie sub 0,80 și atunci e suspendat permisul pentru 90 de zile, cred că e un indiciu suficient de grav să-l trimitem în mod legal la un program de consiliere psihologică. La noi nu se întâmplă așa și din păcate nu se întâmplă nici măcar când i-a fost anulat permisul de conducere. Adică nu învață nimic românii din chestia asta. Din păcate considerăm că învățăm implicit fără să ne învețe cineva. Și aici e greșit. Pentru că, paradoxal, condițiile de redobândire a permisului auto după perioada de anulare în instanță, ceea ce a fost un lucru deosebit de grav, putem considera. Nu? Condițiile de redobândire a permisului sunt la fel ca și la cele de dobândire. Ori eu consider că în momentul în care ai dovedit prin acțiunile tale un lucru așa de grav încât o instanță
a decis anularea permisului de conducere, e normal să înăsprim condițiile de redobândire a permisului. Și aici aș putea doar completa, mi-aș dori să se introducă în cadrul legii un program de consiliere obligatorie, nu doar un aviz. Să de fapt că a fost la acel program de consiliere și că l-a urmat. Exact. Și consilierul psihologic să discute cu el și să consemneze acolo în acea fișă. Sunt două lucruri diferite. Avizul psihologic, în principiu, urmărește diagnostic pe potențial. Avem capacitatea sau nu avem capacitatea? Adică, exact. Modul în care... Dar ce va face el ulterior cu acea capacitate e deja un factor care depinde de foarte multe lucruri. Deci eu pot constata doar că scapă poate. Psihologului, de fapt, din... În timp eu nu am de unde să știu ce va împrumuta din trafic, împrumuta ca și cogniții, ca și comportamente. Da? Și atunci mi-aș dori ca cel care vine la redobândirea de permis să facă un program, poate de 6 luni. El are obligația să demonstreze că nu va mai consuma. În forme cronice se ajunge la dependența de consum de alcool. Nu ai nicio certitudine că el singur, prin capacitatea lui, neconstrânsă de alte mijloace sau neantrenat în programe de consiliere, va ajunge să nu mai consume ulterior. Ce spuneam la început? Consumul de alcool e un comportament învățat, dar mai important, e escaladat în timp. E repetat. Escaladat din aproape în aproape. Prima dată consumă foarte puțin și constată că nu s-a întâmplat nimic grav. E încurajat în sine prin acel comportament să constate, mie nu mi se întâmplă, eu pot. Am înțeles. Ulterior. Vă rog, continuați, continuați ideea. Ulterior se escaladează până mult prea departe, acolo unde nu mai anticipăm. Și ajung la situații dramatice, accidente grave. Accidentele care le vedem, din păcate, în fiecare zi, că sunt sub influența băuturilor alcoolice, că sunt de altă natură, până la urmă aș vrea să stipulăm un lucru. 90% din accidentele rutiere au la bază eroarea umană. Sigur că da. Eroarea umană pentru că ea survine și în urma consumului de alcool. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care o să vă invit să discutăm despre modul în care au perceput cei din Serviciul Poliției Rutiere, cei din Poliția Locală și să vorbim după aceea de acest parteneriat care, să sperăm, va continua. Doamnelor, domnilor, ne întoarcem după doar câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de Ritual TV. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua în direct la Radiografia Zilei, discutăm despre campania Stop Alcool la Volan, vorbim despre alcool, despre conduita noastră, despre cultura noastră de trafic. Invitații mei sunt Mihaela Rus, conferențiar universitar doctor, și Simionca Ionel, psiholog independent, liber profesionist. Puteți să sunați și să intrați în direct la telefonul afișat de colegii mei pe ecran 0241760207 și să ne relatați un eveniment la care ați participat sau despre care știți, sau pur și simplu puteți să intrați în dialog cu noi și să vă spuneți opinia despre consumul de alcool la volan. Promisesem că vom discuta despre modul în care au perceput lucrătorii sau cei din Serviciul Poliției Rutiere această campanie, care știu că are o a doua etapă la Constanța. O primă etapă a fost la Bistrița, dar vorbim după aceea despre Bistrița. Vreau să ne vorbiți despre modul în care au perceput cei din Poliția Rutieră. Atunci când le-am comunicat ideea, a fost percepută foarte corect și s-a văzut din reacția lor comportamentală. Am și încheiat protocol pentru această campanie, pentru că... Protocol între Universitatea Ovidius? Acum vă spun, protocol între Universitatea Ovidius, mai precis Facultatea de Drept și Științe Administrative, pentru specializarea Poliției Locală și IPJ Constanța. Au perceput-o corect și... au percutat foarte repede datorită faptului că știu că se confruntă cu acest fenomen, că încearcă și ei să găsească o soluție la acest fenomen și consideră că în parteneriat reușim să găsim aceste soluții. Alături de noi au venit în acest parteneriat și Direcția de Poliție Locală din cadrul Primăriei Constanța, cu care de asemenea avem un protocol de colaborare încheiat.
și ne dorim ca în următoarea perioadă să atragem în continuare parteneri din viața publică, mă refer la Inspectoratul Școlar Județean și alți parteneri. Ceea ce vreau să precizez este că această campanie practic a debutat ieri prin o conferință de presă și prin împărțirea de materiale informative în trafic în Mamaia și în Constanța, dar va continua pe parcursul verii și se va relua la diferite intervale de timp. Clar, atunci când ai un comportament învățat, când ai un comportament deja dobândit sau un model comportamental și un pattern deja achiziționat, stingerea lui se face prin repetitivitate. Nu dorim ca această campanie să se termine anul acesta la sfârșitul verii, ci continuăm această campanie care o dorim sincer la nivel național. Vrem ca acest modelul nostru să fie preluat în țară și de alți psihologi din sfera, din rețeaua Colegiului Psihologilor din România, tocmai pentru că ne dorim ca această campanie să aibă impact și să poată să schimbe și să modifice comportamente. Am înțeles. Vreau acum să vă invit să urmărim un scurt material de la momentul lansării campaniei la Constanța, la sediul Poliției Rutiere, și revenim cu discuția noastră despre modul în care acolo s-au petrecut lucrurile. Rog colegii din regie să prezinte materialul. De fiecare dată când se urcă la volan, șoferii trebuie să fie extrem de responsabili, atât pentru siguranța lor, cât și pentru a pasagerilor sau chiar a pietonilor. Polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, Serviciul Rutier, împreună cu reprezentanții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ovidius, trag un semnal de alarmă prin campania Alcoolul la volan este un accident. Campania se va derula pe întreg litoralul Mării Negre, începând cu data de astăzi, până la finalizarea sezonului estival. Polițiștii și-au adus aminte și care a fost cel mai grav accident de circulație la care au asistat în ultimii 10 ani. În zona localității Cernavodă, în data de 19 ianuarie, un accident rutier în urma căruia au decedat numai puțin de 6 persoane, din care 3 copii, 3 adulți și 3 copii. Consider că e un accident în momentul în care consider că ție nu ți se va întâmpla, că vei putea continua să consumi alcool și nimic grav nu se va întâmpla, tocmai din simplu fapt pentru că ai mai făcut-o și crezi că tu nu poți să fii nici victimă, nici vinovat. Este un pericol, pot să spun real, să te urci sub influența băuturilor alcoolice la volan. Anul trecut au avut loc la nivelul județului Constanța 19 accidente rutiere grave, soldate cu victime. Acestea au fost produse de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care au consumat alcool. Iată efectele consumului de alcool, le vedeam prezente pe ecran și, bineînțeles, multe dintre ele nu au putut fi incluse aici, pentru că materialul a trebuit să aibă un anumit interval de timp. Însă noi știm din experiența noastră cât de grave sunt accidentele. Cum au perceput sau care a fost percepția dumneavoastră vis-a-vis de implicarea celor din serviciul de poliție rutieră sau sindicatul poliției rutiere? La Bistrița discuțiile inițiale au fost cu serviciul de ambulanță județean și cu poliția rutieră cu serviciul... Deopotrivă. Da. Da. Inițial discuțiile și campania a debutat prin discuții cu cei de la serviciul de ambulanță și am considerat, dincolo de orice material informativ pe care noi le-am putea distribui, cei mai buni ambasadori a campaniei de siguranță rutieră. Dânșii sunt cei care ajung la momentul unui accident și dânșii văd dramele care se consumă acolo. Și cei de la serviciul de ambulanță județean Bistrița și cei de la serviciul rutier al Inspectoratului de Poliție Județean au reacționat spontan, pot să spun. Le-am propus, le-am arătat materialele și ce doresc să fac și au răspuns fără rezervă. Lucru care a fost deosebit de încurajator ca materialele să fie cât mai multe și să se asigure la cât mai mulți oameni campanii, materiale informative.
Am înțeles. Conduceți eu potrivă și unul și celălalt, să înțeleg, da? Da. Care a fost experiența dumneavoastră vis-a-vis de consumul de alcool sau dacă ați fost vreodată tentați să urcați la volan după ce ați consumat alcool? Scuze de întrebare directă. La mine este foarte simplu că eu nu consum deloc alcool. Foarte, foarte frumos și foarte la bine. La mine răspunsul este clar. Domnul, nu am consumat niciodată și nu consum. Nu cred că am avut vreodată tentația. Poate în ultimă instanță, să zicem, înainte să debutez o astfel de campanie, înainte să mă gândesc la astfel de fenomene, cred că trebuie să ai marele enolog să-ți fie și frică. Sigur că da. Se spune că, de fapt, frica păzește bostanul în proverb românesc deosebit. În toate este valabil pentru toate formele, să spunem, de teamă. Revin la întrebarea mea anterioară. Dacă noi avem o cultură, sau de ce nu avem o cultură rutieră? De ce nu știm să ne comportăm în trafic? Pentru că vorbim de alte state unde, totuși, românii sunt foarte disciplinați. Știu că acolo lucrurile se întâmplă rapid și sunt executate și pedepsite. La noi, totuși, deși e o cultură anti-serviciu poliție rutiere, anti-polițist rutier, totuși oamenii aceștia sunt destul de indulgenți. Eu am fost martor de foarte multe ori, mergând în dreapta. Ultima dată s-a întâmplat acum câteva zile. Eram cu un prieten, un coleg și am spus, lasă-o mai încet, că e totuși comună. Veneam de la București, mergeam spre Constanța. Și am trecut de la Cernavod de prin câteva sate, și era, nu este nimeni aici. Și evident, într-una dintre comunele constanțene era poliția cu radarul și l-a oprit, avea vreo 68, aproape de 70, totuși 20 de kilometri. Și i-a spus, știți, ați depășit viteza legală. Până la urmă, l-au înțeles, a dat un avertisment. Totuși, într-un stat european, dădeau o amendă de cât era, 70, 80, 100 de euro, automat, probabil că puncte purgeau, bine, și aici au fost câteva puncte aplicate, două sau trei puncte pentru avertisment, a dus și o, până la urmă, sancțiune destul de dulce. Și asta spunea, mai au un avertisment, nu e o problemă. Dacă ești executat prin amendă sau prin permisul de conducere suspendat, atunci te mai gândești dacă vei călca pe accelerație, pentru că, totuși, viteza este un alt factor devastator. Așa care se adaugă infrastructura noastră, care are mari probleme, infrastructura rutieră vorbim. Vă las să discutăm. A spus inițial de cultura. Să se luăm pe rând. De cultura care ajunge rutieră. Cumva să se... Și aici, în mod natural, ar trebui să revenim la ce spunea doamna Mihaela Rus legat de educația rutieră. Nu avem în acest moment elemente de educație din școli. Cu adevărat. Deși se fac în anumite școli ori de educație rutieră. Da, dar rămâne oarecum la... sunt insuficiente pentru că ceea ce ne vedem în fiecare zi raportat de presă și la numărul total de accidente, considerând de fapt că la aproximativ 4 ore o persoană moare în trafic, consider că în România, da, consider că de departe nu facem încă ceea ce trebuie. Fie nu știm, fie nu... Nu vrem, nu putem, nu avem resurse. Haideți să revin un puțin la ce a însemnat campania și respectiv relația cu serviciul de ambulanță și, dacă îmi permiteți, și a fost arătat materialul cu alcoolul la volan este un accident. Dacă îmi permiteți, aș vrea să explic de ce alcoolul este un accident. Pentru că e un mesaj oarecum ambigu și mi-am și dorit oarecum să fie interpretat diferit. În primul rând, alcoolul la volan este un accident personal. De ce este un accident personal? Pentru că în momentul în care propriile tale judecăți de valoare sunt substituite cu altele raportate la risc, de asumarea riscurilor, poți să consideri că ai un accident personal. Dacă s-a întâmplat să consumi și să mai consideri în continuare că tu vei fi acel om care nu o să ți se întâmple niciodată, poți considera că a debutat un accident personal, cognitiv, de orice natură, dar e un accident personal. Chiar conflictul cu propria ta persoană, cu propriul comportament. Exact, ar trebui să nu acceptăm acel nou rol care e în fașă. Haideți să fac oarecum o analogie cu accidentul vascular cerebral. Am înțeles. Dacă ai avut un accident vascular, în mod firesc, vei începe un program de terapie. Dacă ai avut un accident personal,
de, ca cel de care vorbim, să consumi și să te duci totuși acasă, cred că ar trebui să spui problema dacă nu ar începe acum un program sau un ritual terapeutic propriu. Cum să fac să nu se mai întâmple? Pentru că mai grav decât momentul zero în care avem accidentul sau până atunci, sunt celelalte elemente care au progresiv au ajuns în acea situație. Deci el a ajuns să consume alcool și să se suie la volan în stare de conștiență, în stare de vigilență, nu denaturat de alcool. Apoi, e un accident social. Deci consumul de alcool și conducerea sub influența băuturilor alcoolice e un accident social. Deci e un accident social. Și acum pot să-l felicit pe domnul, cum spunea și doamna Rus, care a intrat în emisiune, că a avut o atitudine socială, prosocială, a penalizat sau a încercat să penalizeze. Da. Din această cauză pot să spun că e un accident social, că noi încă nu știm cum să reacționăm când vedem că se întâmplă și nu avem nicio reacție. O acceptăm oarecum tacit că nu se va întâmpla nimic. Ori din nou realitatea arată că se va întâmpla. Statistic, un anumit procent se va întâmpla. Apropo de accidentul vascular de care vorbeați și cu care făceați analogie, la care noi percutăm imediat pentru că e vorba de starea noastră fizică, nu suntem la fel de... Și acel accident cu propria noastră personalitate când ne urcăm la volan este aproape identic ca impact sau din punct de vedere al gravității, dar nu luăm măsuri împotriva lui pentru că nu ne educăm să fie așa. Apropo de accidentul vascular cerebral, chiar biologic, spun medicii că riscul unui accident vascular cerebral în timp ce conduce este foarte mare atunci când a consumat alcool. Și pericolul sau riscul crește proporțional cu gradul sau cu imbibația alcoolică care crește sau este într-o anumită, să spunem așa, cifră. Cât de mare este percepția românului vis-a-vis de acest comportament și această cultură a conducerii în trafic? Fie sub influența băuturii alcoolice sau fie agresiv, pentru că mulți dintre cei care conduc sunt agresivi, conduc cu viteză, nu interacționează cu ceilalți participanți și atunci tot un fel de, să spunem, de efect alcoolic e și acolo. Adică tu, de fapt, conduci ca un om care nu are întregul raționament. Alcoolul dezinhibă comportamentul. Așa este, așa este. Dar mulți sunt dezinhibați și conduc agresiv în stare de conștiință fiind, pentru că acolo se simt ei. Mă întrebați de percepția românilor. Percepția publică. Eu aș merge aici pe dezvoltarea două modele comportamentale. Mai precis, un model în care te gândești că atunci când te urci la volan, repet, ești responsabil atât pentru viața ta cât și pentru viața celorlalți și refuzi atunci când ți se oferă să consumi alcool, să te urci la volan sau găsești alternativă, ok, am băut, nu este nicio problemă și apelez la o altă alternativă, nu mă urc la volanul propriei mașini ca să pun viața mea în pericol și a celorlalți. Dar există și celălalt model și anume merge și așa. Merge și așa. Și asta este percepția și cultura. Un tip de comportament al nostru la promovat, volan. Exact, promovat și pe care din păcate îl tolerăm în social pentru că dacă a mers odată la volan băuți, nu ne-a prins poliția, a mers și a doua oară, a mers bine. Mai sunt și prieteni care fac același lucru și se urcă la volan băuți și nu li se întâmplă nimic, atunci de ce eu, ca și persoană fizică, nu aș putea să mă urc și persoana adultă să mă urc la volan sigur. Fără să pățesc nimic. Și atunci pe modelul acesta merge și așa și dacă se poate, de ce nu? Începem să promovăm un astfel de comportament, astfel de comportamente și atitudini responsabile pe care ulterior, prin contaminare comportamentală, îl oferim și celorlalți. Pentru că, revin aici, apropo de ce înseamnă modelare comportamentală, da? Copilul vede la părinte că el se urcă băut la volan. Mai departe, în grupul de prieteni, presiunea este foarte mare
ok, ne-ai adus în club, ne și duci din club, dar nu găsesc alternativă că din club o să plec cu altă mașină, da? Mă sigur, duc, sigur, da, o să vă arăt eu că eu vă pot duce și înapoi, deși am consumat alcool. Deși există campaniile ale serviciilor de poliție rutieră, am văzut și la București, am văzut și la Timișoara și la Cluj, fie automobile accidentate și distruse datorită forței acelea fizice care da. Se consumă la un accident, da. Pentru că legile fizice își fac treaba, da. Fie un automobil vopsit jumătate taxi, jumătate da. Mașină de poliție, eu după ce am consumat alcool merg cu taxiul acasă, tot felul de campanii derulate de serviciul poliție sau serviciile de poliție rutieră din toată țara, chiar și așa, nu conștientizăm procentul da. Celor care se urcă la volan băuți este foarte mare. Pentru că de fiecare dată pedeapsa trebuie să fie contingentă cu comportamentul drept și la nivelul comportamentului e proporțional. Atâta timp cât dumneavoastră ați dat exemplu că acea persoană a fost oprită în trafic pentru viteză și nu i s-a aplicat o pedeapsă. Oamenii aceia au fost destul de înțelegători. Da, bun, dar regulă, așa tolerăm comportamente indezirabile. Un avertisment, adică au fost foarte da. Înțelegători. S-au gândit la banii acelui bun. Domn. Și dacă se întâmpla un accident? Era o problemă atunci. Deci problema este că vis-a-vis de respectul nostru pentru exact. Lege în România și pentru lege în alte state unde legea vedeți, se aplică, nu se discută. Asta este percepția. E percepția eronată. Dacă pe mine polițistul m-a iertat o dată, cu siguranță mă va ierta de mai multe ori sau mie nu mi se poate întâmpla. Am înțeles. Da. Iarăși, e un comportament care nu se dorește sau nu e de dorit. Exact. Domnule Simion, că vrea să completați în timp ce doamna Rus vorbea. Cred că deja s-a spus. Vreau să continuăm și să vorbim de ce totuși nu respectăm regulile aici, dar mergând în alte state, le respectăm cu sfințenie și suntem foarte cumniți. Ce se întâmplă cu noi? Pentru că psihologic. Ne raportăm la anumite valori dezirabile. Aici, așa cum spunea și dumneai, considerăm că se poate și așa. În afară ne raportăm la alte valori, la alte reguli. Asta ne explică foarte clar că comportamentele noastre pot fi ajustate. Dacă aceeași persoană într-un oraș sau într-un județ sau într-o țară și în altă țară își modifică comportamentul, înseamnă că el are cunoștințe despre consecințele comportamentului lui, doar că cu bună intenție ajunge să le eludeze. Am înțeles. Eludându-le ajunge unde ajunge. De câteva zile stau pe statistici, fie pe Eurostat, fie pe statisticile noastre românești. Mă interesează zona educației, pentru că a fost bacalaureatul, e vorba de universități, s-a tot discutat despre ordonanța de urgență care modifică legea educației și am stat un pic să vizualizez statisticile. Ceea ce am văzut acolo este următorul, sau mi-a dat următoarea, să spunem, imagine. România este un paradox educațional, adică are foarte multe documente care atestă gradul de educație sau anumite forme de educație absolvite, dar, din păcate, este o țară lipsită de educație. La toate formele, să spunem, de educație pe care le-am putea cuantifica, fie educație socială, profesională, domestică, rutieră, nu știu, luăm mai multe aspecte din această viață cotidiană a noastră. Ce se întâmplă cu noi, de fapt? Deși se discută la nivelul public, există campanii, există inițiative, sunt foarte mulți, eu știu, oameni care au impact major în spațiul public, formatori de opinie, care vin și dau exemple, vorbesc, totuși nu învățăm nimic. Ce se întâmplă cu noi? Suntem incapabili să percepem pericolul? Suntem capabili să învățăm? Suntem capabili să ne educăm? Sau ne comportăm așa pentru că vrem să fim noi, eu știu, altfel decât ceilalți? Nu poate fi vorba de a nu putea. Nu cred că nu avem capacitatea să nu învățăm. Dar repet și întăresc același mesaj. Învățăm prin raportare la modele sociale. Din păcate, modelele care se promovează s-ar putea să nu fie cele pe care pe termen lung să genereze alte curente de opinie mai sănătoase. Am înțeles. Noi vom ajunge... Deci, ați spus adineauri de statistici, densitatea, numărul de conducători auto, densitatea traficului în mod firesc va precipita la anumite incidente critice. În mod firesc, noi va trebui să ne raportăm la ceea ce înseamnă volumul mare de mașini pe suprafața infrastructurii. O infrastructură nepregătită sau incapabilă să preia flusul acesta. Singurul lucru sau la care noi ne putem raporta cu mai mare eficiență rămâne omul.
E omul, infrastructura și legislația. Dacă ne putem raporta la cineva, în principiu ne raportăm în prima dată, factorul în primul uman. Rând, la factorul uman. Va trebui să ne raportăm prin a-l educa din timp ceea ce înseamnă conduita rutieră. Este, să spunem, o falsă, nu știu dacă mă exprim corect, dacă e o falsă problemă această lipsă a infrastructurii, deși și are rolul ei pentru a prelua traficul acesta care de la an la an e tot mai, să spunem, condensat, adică sunt mai multe autovehicule pe șosele. Totuși, eu cred că nu este în primul rând de vină infrastructura. Până la urmă, dacă avem un drum cu două benzi sau cu patru benzi și dacă suntem dezordonați în trafic, oricum putem pune în pericol pe ceilalți participanți. Fie că avem două benzi, trei benzi pe sens. Eu cred că, în primul și în primul, cum spuneați dumneavoastră, aici rezidă eficiența sau, eu știu, un bun comportament în ceea ce fac eu, ca om, ca individ, adică factorul uman care trebuie să ia primul măsura și trebuie să intervină primul în această ecuație a accidentului, să minimizeze pericolul. Este adevărat ceea ce spun? Este fals? Da, în mare parte iei decizia informată dacă ai și informații. Se întâmplă foarte des să nu ai informații referitoare la aspectul respectiv. De exemplu, dacă am întreba și am face un sondaj de opinie în trafic, ce cantitate de alcool ai putea să consumi înainte de a te urca la volan, o să rămânem surprinși de câte răspunsuri sau de diversitatea răspunsurilor pe care ni se oferă. Ce atestă acest lucru? Că de cele mai multe ori cel care se urcă la volan sau cel care este participant la trafic nu gestionează sau nu are însușită corect informațiile respective. Deci, de cele mai multe ori, noi suntem cei care gestionăm această informație și care ar trebui să luăm decizii informate în momentul în care ne urcăm la volan. Este clar că atunci când ai ingerat alcool și ești sub influența băuturilor alcoolice, această conștiență sau această stare de analiză a situației este afectată. Cei din jurul nostru ar trebui să atragă atenția sau să sesizeze faptul că tu, ca și individ, nu mai ești ok să te urci la volan în acea stare și ei trebuie să preia practic din acel comportament și să te influențeze în sensul protejării tale ca și persoană, ca și individ și implicit a protejării celorlalți, pentru că, repet, o persoană care se urcă sub influența băuturilor alcoolice la volan este un pericol pentru sine, dar și pentru ceilalți. Da? Deci, în mare parte ceea ce a spus este adevărat, pentru că noi luăm decizii și ne comportăm în funcție de informațiile pe care le avem, în funcție de valorile și nevoile pe care le avem, pentru că și acest consum de alcool la volan ascunde în spatele lui o cauzalitate complexă. De ce consumăm alcool? Exact. De ce consumăm alcool la volan? De ce unii consumă, de ce alții nu consumă? De ce unii, chiar dacă consumă, refuză să se urce la volan, da? Și alții, din contră, fac acest comportament și merg mai departe. Am înțeles. Dacă îmi permiteți, cât privește infrastructura, aș vrea să nu alunecăm în a considera că infrastructura e vinovată de tot ce facem pe stradă. Putem discuta foarte mult pe tema asta, dar mi-ar dori să înțelegem că toți conducem pe aceeași infrastructură. În completare la ce spunea doamna Mihaela, alegerile ne fac diferiți. Am înțeles. Până la urmă, mașina, ar vrea să nu mitizăm un lucru a începătorilor în general, mașina nu se conduce cu mâinile și picioarele, mașina se conduce cu mintea. Cu mintea. Da. Văd, înțeleg și decid în funcție ce văd și înțeleg. Psihicul nostru de comenzile. Da? Lucrează informația. Până la urmă, e vorba de o alegere pe care o facem într-un anumit moment. Da? Am înțeles. Poate este o întrebare mea la locul ei. Consumul de alcool este raportat la tipul de personalitate umană, la modelul acesta comportamental? Dacă am un temperament melancolic, un temperament colerii, un flegmatic, ce se întâmplă? Cum alegem? Sau influențează într-un fel tipul nostru de personalitate, consumul sau, eu știu, apropierea de
această zonă a consumului de alcool? Cât privește această tipologie a temperamentului, nu există o cauzalitate între temperament și consumul și conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Cât privește personalitatea fiecăruia, și asta înseamnă tot bagajul informațional pe care îl duce și modul de gestiune a informațiilor raportate la anumite valori, la anumite așteptări, la modul cum facem, spre exemplu, tot din ce spunea doamna Rosa din Auri, atribuiri interne sau externe cauzelor, adică suntem predispuși să considerăm, făcând atribuiri externe, că infrastructura sau legislația e de vină. Și în felul ăsta să ne scuzăm pe noi. Nu eu sunt de vină. Ține de educație? Ține de educație, dar când vorbim de educație, vorbim atât de bagajul informațional pe care îl avem, cât și amprenta modelelor. Da? Care nu ține strict de informația raportată la consecințele comportamentului vis-a-vis de consumul de alcool, ci vis-a-vis de raportarea la riscuri. Am înțeles. Putem să ne raportăm la riscuri considerând că nouă nu ni se întâmplă și considerând în mod fals că noi suntem mai presus de orice. Mi-a plăcut că am văzut pe display imaginea cu un telefon. Din nou, deși nu e în cadrul campaniei noastre, sunt comportamente escaladate. Da? Am văzut că putem vorbi sau că putem ține telefonul și eventual citi. Da? Da. Sau scrie mesaje și în mod eronat. Distragerea atenției. Evident că sunt comportamente acordat, învățate, antrenate și de un anturaj. Am înțeles. Și tolerate. Mai avem puține minute și vreau să dați un mesaj telespectatorilor și într-o anumită măsură să le spun ceea ce trebuie să facă. Să nu fie implicați în aceste... Dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă mesajul campaniei, și aș vrea pe scurt să vă spun că aceste materiale informative pe care noi le-am distribuit în trafic nu, da, scurt să fie, da, nu au vizat asta... numai flyere, pentru că nu am vrut, chiar am vrut să ne atingem oarecum scopul. Au îmbrăcat forma unor afișe, forma unor brelocuri și a unor odorizante de mașină, astfel încât șoferii să rămână cu acele imagini la purtător, cum se spune. Iar pe de altă parte, mesajul nostru este clar. Cred că titlul campaniei și logo-ul campaniei, alcoolul la volan este un accident și spune nu alcoolul la volan. Noi recomandăm că atunci când decidem să ne urcăm la volan sub influența alcoolului, sub influența consumului de alcool, trebuie să spunem nu. Am înțeles. Domnule, aș prefera să mă raportez nu la conducătorul auto, ci la calitatea de pasager în mașină, și aș vrea să reamintesc că pasagerul conduce și el într-o anumită măsură odată cu conducătorul auto. Și din acest punct de vedere aș vrea să înțeleagă care sunt atribuțiile lui vis-a-vis de calitatea de pasager, să nu distragă, și dacă conducătorul auto e sub influența băuturilor alcoolice, chiar dacă poate nu se întâmplă din prima, să nu întărească comportamentul conducătorului auto de a se sui cu el și nu avea nicio reacție în a-l descuraja. Cred și sincer spun, nu știu dacă acei consumatori obișnuiți sau dependenți vor fi descurajați de o campanie de tipul ăsta, dar sper ca ceilalți participanți la trafic, membrii familie sau să fie cei mai buni ambasadori ai acestei campanii. Am înțeles. Care este imaginea, două întrebări mai am, care este imaginea alcoolicului în propria familie, și a doua întrebare, care vor fi de acum etapele în care se desfășoară campania, pentru că a fost lansarea la Constanța, și care vor fi etapele. Dar întâi, ce imagine are alcoolicul în propria familie și în propriul grup de prieteni? Dacă vorbim de alcoolism, deja vorbim de boală și noi nu ne referim strict la persoanele care au deja această dependență, ci ne referim la persoanele care consumă alcool în mod accidental. Am sau înțeles. Da. Deci nu vorbim de un tratament, ci o vorbim patologie. Exact. Nu Am vorbim înțeles. De patologie și nu vrem să intrăm în sfera patologică. Este clar că cel care consumă alcool este perceput într-un anumit fel de familie, mai puțin dezirabil, dar există în cazul consumului accidental, de cele mai multe ori, repet, anturajul este cel care sprijină consumul de alcool și încurajează consumul de alcool. Domnule Simionca,
Campania se va desfășura în continuare și la Bistrița și la Constanța prin distribuirea de materiale. Sperăm în continuare să angrenăm cât mai mult din voluntariat social și aș spune voluntariatul e poate cea mai vizibilă formă de însănătoșire a unei societăți. Dacă avem atitudini prosociale, evident nu mai acceptăm tacit anumite devianțe de comportament și e înspre binerea noastră a tuturor, pentru că cum se spune, și nu aș vrea să ne erijăm în bun sau răi, parafrazând un citat celebru, dar, cum se spunea, pentru ca răul să se întâmple este suficient ca cei care pot să nu facă nimic. Am înțeles, am înțeles. Și să nu se implice vis-a-vis de asta complicitatea noastră. Pe termen lung ar trebui să, la cursurile de conducere preventivă pe care le predau, le spun un lucru foarte simplu și real. Cele mai grave riscuri nu sunt cele vizibile, sunt cele previzibile. Am înțeles, am înțeles. Da? Să ne imaginăm ce va însemna această cultură a siguranței rutiere peste 10 ani. Și dacă nu facem demersuri constante și permanente, cred că vom asista la drame din ce în ce mai mari. Să sperăm că nu vor fi drame, să sperăm că vom diminua noi, cei care vrem să nu conducem sub influența băutură alcoolice la volan, vom diminua numărul celor care consumă. Eu vă felicit pentru campania pe care ați inițiat-o. Mulțumim. Pentru implicare, pentru voluntariat. Vă doresc succes de acum încolo în ce veți face și probabil că noi vom fi parteneri media să mediatizăm acțiunile pozitive. O seară deschidă, vă doresc, trebuie să încheiem emisiunea, că timpul nu se face prieten cu nimeni și nu stă pe loc. Să sperăm că ne vom reîntâlni aici să discutăm despre multe alte subiecte interesante despre noi și despre educația noastră, fie socială, fie educația de pe stradă. O seară deosebită vă doresc. Doamnelor, domnilor, aici la final și se termină emisiunea Radiografia Zilei. Vă doresc o seară frumoasă, sper că a fost un subiect interesant și că am încercat sau încercăm să învățăm ceva din discuțiile noastre, pentru că zi de zi participăm la trafic, conducem mașina și suntem implicați, trebuie să fim mult mai atenți și mult mai prudenți, așa cum spuneam invitații mei. Eu sunt Anache Tușa, noi ne revedem mâine, începând cu ora 16:15, când voi fi gazda noastră la emisiunea Mozaic Etnic. Până atunci, o seară frumoasă, deosebită și somn ușor. La revedere!